În patria lupilor galbeni, fotbalul e rege, iar Cupa României, regina incontestabilă. După ce în finala din 1952, flacăra Ploiești a ratat trofeul în fața celor de la CCA București, anul 1963 avea să aducă prima sărbătoare a cupei în Prahova. Petrolul, Cupa Honțu, frații Munteanu și Dridea pe teren, iar Ilie Oană pe bancă. Peste mai bine de 3 decenii, în 1995, altă generație de talent, cu Preda, Răchită, Leahu sau Abăluță, repeta performanța. Iar tripla s-a făcut în 2013, cu Cosmin Contra tehnician, într-o seară în care parcă toată Prahova era pe arena națională. Să începem povestea cu o legendă, Mircea Dridea, internaționalul care toată cariera a jucat doar pentru Petrolul și care a marcat un hat-trick în finala glorioasă de cupă din 1963. Aveam cât 14-15 ani când Petrolul a venit de la București. Sub numele de distribuția de Petrolul a fost o decizie politică, cum probabil că a mai fost și după. Deci mă refer la anul 1952, în toamna acelui an s-a format o echipă de copii, o echipă de juniori, am venit și eu. Am avut 2 ani la juniorat. Lucrurile n-au fost prea clare nici ca organizare, însă a venit 1955, anul în care a venit Traian Onescu și datorită lui, în primul rând, și vom ajunge probabil și la Ilie Oană, am reușit să ajungem un grup întreg de jucători la echipa de seniori. Noi, în acel an în care am câștigat cupa, am jucat 3 finale. Care sunt aceste 3? În sfertul de finală am jucat cu Dinamo la Brașov, am câștigat cu 2-0. În semifinală am jucat cu CCA, actualmente Steaua, la Constanța, am câștigat tot cu 2-0. Și a venit și finala aceea adevărată, cu siderurgistul Galați, când am câștigat 6-1. Și nu pot să-mi amintesc de acel joc, pentru că mă leagă 2 frumoase amintiri. Cea frumoasă, aș spune, se datorează faptului că am reușit să marchez 3 goluri la acea finală și cea mai puțin frumoasă este că am jucat această finală la o săptămână după decesul celui mai bun prieten al meu, Costică Tabacea, care a murit aici pe teren, probleme cardiace. Poți conduci 1-0, am marcat, mi-am amintit și acum cum îi cheamă, Zgardan, așa prin minutul 10-11. Adevărul este, fără să falsă modestie, că echipa noastră era net superioară la acel moment. Și mi-amintesc că acum sunt eu modest, am marcat 3 goluri la acel joc, dar am avut 3 jucători excepționale. L-am avut pe Sandu Badea, care cred că a fost cel mai bun jucător pe teren, și frații Munteanu, care cu tehnica lor deosebită. Aș mai spune un lucru. Mă uitam, știind că viu la dumneavoastră, mă uitam pe anuarul nostru. La acest joc au fost 45.000 de spectatori. Da. Vă dați la cine, la un meci în care Petrolul era o echipă din provincie, siderurgistul o echipă din provincie. Au venit 45.000 de spectatori, pentru că Petrolul în toate jocurile la București au lăsat o impresie bună, să nu spun foarte bună. Cum ați fost primiți acasă în Ploiești după câștigarea trofeului? Pe vremea aia, spun așa, mai multă modestie. După meci ne-am oprit la casa, la apartamentul în care stătea antrenorul nostru, Ilie Oană. Însu stătea pe undeva prin, în sfârșit, în zona cum e astăzi sectorul 3. Da, țin minte că parcă am băut un pahar de bere și am venit acasă. În niciun caz n-a fost ce s-a întâmplat acum, pe 1 iunie 2013, când Petrolul a câștigat a 3-a cupă. Pe teren, la a 2-a finală câștigată de Petrolul, cea din 1995, Valeriu Răchită e un produs al fotbalului prahovean, cu povești savuroase din Cupa României, atât din postura de jucător, cât și din cea de antrenor. Haideți să le descoperim împreună. Am fost junior la Boldești, apoi junior, copil și junior la Petrolul, după care la 18 ani m-am dus și am jucat la Metalul Plopeni un an de Liga a 2-a și am fost luat direct la Steaua. Deci nici măcar n-am mai ajuns înapoi la Petrolul pe vremea lui Ceaușescu. A fost o dispoziție directă a lui Nicu Ceaușescu ca eu să nu mai mă duc în armată la Târgu Mureș unde eram repartizat, ci la 1023-17 Steaua. Așa m-a dus prima la Steaua.
fotbalul prahovean. Noi, găzarii, ca așa ni se spun, mâncăm fotbalul pe pâine. În toate orașele sau comunele județului Prahova, acum 10-15 ani erau echipe, măcar de Liga a doua. Pentru mine, cel mai important trofeu, deși am câștigat 3 titluri cu Steaua, ocupă în Bulgaria cu Litex, ocupă și o supercupă cu Steaua, este acea cupă din 95 câștigată cu Petrolul, ca și capitan al echipei, cu 90% din jucătorii acelei echipe prahoveni. Formați la centrele de copii juniori ale Petrolului, ale Chimiei Brazi, ale Păinei Câmpina. A fost o presiune înaintea acelui parcurs de cupă sau înaintea finalei, faptul că aveați o tradiție atât de încărcată în spate și de importantă, mai cu seamă în această competiție, Cupa României? Nu a fost așa mare presiune, pentru că eram outsideri. Rapidul era favorită, cert. Se vorbea la televizor doar de Rapid, cum o să câștige ei cupa, cum o să sărbătorească pe stadionul din Giulești. Chiar s-a dus un tir cu bere și cu mici pe acel stadion. Cred că l-au găsit acum, când au săpat pentru nou stadion. Au găsit acel tir de acum 16 ani, 26 de ani, da, de 26 de ani. L-au găsit în ruinele fostului stadion din Giulești și probabil că au sărbătorit acea înfrângere. Noi nu am avut presiune. Noi ne-am pus personal presiune, pentru că eram toți din generația Petrolului, erau copii și juniorii Petrolului și nu se mai câștigase un trofeu de 32 de ani. Și am zis, hai că avem șansa asta să fim într-o finală, este un singur meci. Și am reușit să câștigăm împotriva tuturor, inclusiv a arbitrilor, a oamenilor care ne considerau dinainte înviși. Ulterior ați avut un parcurs remarcabil și din postura de antrenor în Cupa României, tot pe banca Petrolului, nu cred că e o întâmplare. Petrolul la acel moment era echipă de eșalon secund. Da. Haideți să ne amintim puțin din acel parcurs în care de la faza 16-milor în sus ați eliminat Bistrița, Dinamo, Poli Timișoara? Un element inedit la meciul cu Dinamo. L-am jucat la Otopeni, pe acel teren mic. Și înaintea meciului am stat de vorbă cu Ioan Andone, care era antrenorul lui Dinamo. Jucau în cupele europene cu o echipă din Bulgaria, Plovdiv, parcă, sau CSKA, nu mai țin minte. Și dânsul mă întreba, eu jucând la Litex, mă întreba despre acea echipă și zic, Nando, noi jucăm acum, peste o oră. Haide mă, Vivi, ce echipă am eu și tot cu Zugravul, pentru că, făcând o paranteză, n-aveam fundaș dreapta și am luat de la echipa a doua a Petrolului fundașul dreapta de la echipa a doua, pe care eu îl mai văzusem jucând, ca să aflu după meci că el se lăsase de fotbal vreo 3 ani și fusese Zugrav în Belgia și chiar a apărut în presa din acea perioadă un reportaj despre el. Deci l-am bătut pe Dinamo cu Zugrav în teren, le-am zugrăvit groapa, ca să spunem așa. După care, cel mai important meci al meu a fost acel meci cu Gică Hagi, cu Poli Timișoara, a jucat la Târgu Jiu. Am câștigat 3-2, un meci extraordinar. Țin minte că înainte de meci, așa, discutam cu Hagi amical, după meci foarte nervos, a fost, nu l-am mai văzut. Și am fost eliminați de Rapid, care Rapid atunci era o forță a campionatului. Da. Traseul fantastic din 1995 și farmecul Petrolului nu ar fi întregi fără mărturia lui Octavian Grigore, capitanul Lupilor și fotbalistul care, pe modelul moștenirii incredibile Mircea Dridea, a jucat doar pentru ploieșteni din 1981 până în 2000. Să fii jucător la Petrolul în acea perioadă era o onoare pentru toți copiii din județ. Din momentul în care am făcut primul pas către Petrolul, și anume am fost la o selecție desfășurată în 1974, am avut sentimentul că acest club poate să-mi ofere realizările în fotbal și atașamentul meu față de club a crescut din an în an. Am rămas din 1974 până în 2000 ca jucător activ, profesionist, la o singură echipă, și anume Petrolul Ploiești. Și apoi, în cariera de antrenor, am fost nevoit să schimb și alte echipe, însă
am lucrat de 4 ori ca antrenor la Petrol. Semifinala în dublă manșă, 0-0 și 3-0 cu Universitatea Cluj. Da, acolo în un episod aparte am fost nevoit la meciul de la Cluj să joc într-o altă poziție față de cum eram obișnuit. Am fost retras în linia de apărare pentru acel meci și din fericire am făcut împreună cu colegii mei un meci foarte bun. Foarte bun, am un 0-0 care mi-a dat speranțe pentru meci retur. Iar aici un 3-0 fără istoric, un 3-0 în care s-a dovedit că echipa mai bună în acel moment a fost Petrol Pești. Vreau să vă întreb în final, personal, cum ați trăit din punct de vedere al emoțiilor acel final de partidă cu Rapidul, având în vedere faptul că Petrol l-a condus cu gol în minutul 82, dar a fost egalată? Cum ați reușit să gestionați relația cu colegii, cu echipierii și să aveți și tăria de a înscrie penaltul decisiv? În momentul acordării golului egalizator am avut un sentiment de frustrare, pentru că era clară o poziție de offside. Am primit informații și de pe margine că lucrurile stăteau de asemenea factură și atunci probabil că acest sentiment de unitate, de grup a ieșit mai puternic în față și a fost cel care ne-a adunat mai mult și am dus acest final de joc până la penalturi. Iar acolo, la penalturi, știți cum e la loteria penalturilor, fiecare își asumă execuția, însă eram determinat să facem un lucru istoric, să câștigăm o cupă după atâția ani pentru Ploiești și pentru Petrol. Firește, în fotbal când spui Prahova, spui Petrolul. Cu toate acestea, numai puțin de 12 alte localități au ajuns prin echipele lor cel puțin în 16-mile Cupei României de-a lungul istoriei. O rețea performanței într-un județ pe pinieră. Președintele AJF, Silviu Crângașu, ne deschide drumul spre Chimia Brazi, una dintre aceste echipe, cu o mărturie din perioada în care a întâlnit, ca jucător, Corvinul în Cupa României. Spuneți-mi, vă rog, sunteți fost jucător de fotbal, ați activat în fotbalul prahovean. Ce amintiri aveți legate de Cupa României din perioada în care dumneavoastră erați în iarbă? Sunt foarte multe, dar una, în mod special, mi-a rămas întipărită în amintiri. Întâlnirea cu Corvinul Hunedoara în 16-mile, dacă nu mă înșel, nu, în optimile Cupei României, în 82-83, jucam la Chimia Brazi, după care în evoluția mea am revenit la Petrolul, dar revenind la Chimia Brazi, o echipă modestă, o echipă care era susținută de Combinatul Petrochimic Brazi, jucători care proveneau din centrul de copii și juniori ai Petrolului sau de la alte echipe din județ. Am avut un parcurs excepțional în acea perioadă. Am ajuns în optimile cupei și am jucat cu Corvinul Hunedoara, o echipă care pot să spun că la momentul ăsta a rivalizat cu multe, multe echipe din Europa, nu din România. Niște nume fabuloase în istoria fotbalului românesc. Pot să spun că pentru mine a fost și sunt emoționat și acum de experiența trăită. Păi, în acea echipă a Corvinului juca Ioniță, juca Andone, juca Rednic, juca Mihail Klein, Văietuș, Mateuț, Romică Gabor. Despre ce vorbim? Vorbim despre o onoare pe care am trăit-o să joc împotriva acestor somități, să spun, ale fotbalului românesc. O altă mândrie e că am pierdut decât cu 1-0, un meci foarte echilibrat. Ce a avut mereu special Cupa României? Ați jucat în această competiție, o organizați acum. Ce simțiți că e mereu diferit la partidele de Cupa României? Fie că vorbim de partidele din fazele preliminare până la faza națională, fie că vorbim de partidele din fazele superioare. Deci, o sintetizez în simplu. E o sărbătoare națională. O bucurie imensă. La țară, când mergem la
este ca o sărbătoare a localității. Toată lumea se bucură Cupa României. Este ceva care trezește în sufletul fiecăruia o sărbătoare, un lucru inedit. Iese din tiparul competiției regulate. Adversitatea la competiția regulată se face între 3-4 echipe, restul, haide că nu ne interesează, vrem să-i batem pe aia, vrem. Nu, aici este o sărbătoare. Este un lucru care bucură pe toată lumea. Un lucru, o competiție în care se poate întâmpla orice, o competiție imprevizibilă și care oferă tot. Spectacol, plăcere, prietenie și tot ceea ce este mai frumos ce poate oferi fotbalul. Sinaia, Boldești, Filipeștii de Pădure, Măneciu, Bușteni, Brebu, Predeal ar putea fi foarte bine un itinerariu turistic pe drumul vinului și în stațiunile montane ale Prahovei. Dar e și lista echipelor care au ajuns în 16-im. Alături de ele Plopeni, de 4 ori în această fază a competiției. Pe stadion ne așteaptă Tiberiu Argăseală, 15 ani capitan al echipei și peste 2 decenii jucător aici. Fratele conducătorului FCSB, Valeriu Argăseală, ne introduce în aventura lui la Plopeni. Am venit la juniorii Metalului Plopeni, ca așa se numeau atunci. Prima dată nu m-au primit că eram prea mic și nu eram dezvoltat așa pentru fotbal. Eu n-am renunțat, am venit în continuare. În sfârșit m-au primit. Am decurs toate etapele junioratului până la seniori. La seniori, asta cam până, deci am venit în Plopeni în 1975. În 78 am terminat junioratul și școala profesională și de acolo a început ascensiunea mea. Am venit la lotul mare al echipei, după care în 1980 am plecat în armată la Focșani. Am stat și acolo 2 ani pe perioada stagiului militar, după care am venit iar la echipa mamă, cum să zic. Și apoi am jucat aici până 22-23 de ani. Neîntrerupți, între care 15 ani am fost capitanul echipei. Ce era specific, ce avea special echipa din Plopeni în anii aceia comparativ cu alte echipe din fotbalul prahovean? În primul rând, valoare. Am mulți jucători care au fost aici și au trecut pe la Plopeni. Majoritatea i-au luat petrolul. Petrolul era în divizia A, iar toți care erau mai, să zic, mai de valoare de aici, făceau pasul mai departe. Eu încă însă n-am putut să ajung acolo, că un accident nefericit a fost în săptămâna respectivă, că să mă duc acolo, mi-a rupt piciorul pe la Botoșani și cariera mea s-a cam dus în jos. N-am mai... Eu mi-aș fi dorit să o ridic eu, să o câștig, dar... De numele Câmpinei se leagă cele mai multe ediții reușite în Cupa României pentru Prahova, exceptând echipele Ploieștiului, Petrolul, Tricolor, Prahova, Oreastra. Sunt 12 apariții în 16-im, iar Florin Stăncioiu, fost jucător și antrenor la Câmpina, are amintiri rare direct din iarbă. Terminam mereu în primele 4-5, iar în Cupa României îmi amintesc doar două, prin 95, când eram și antrenor și jucător, am scos pe Petrolul, care era așa, și am mers mai departe în 16-im cu... În optim, cu Miercurea Ciuc. Cu Miercurea Ciuc și după aceea... În sferturi cu... Cei de la Bistrița, care am jucat pe stadionul municipal din Brașov, ne-au eliminat atunci. Era cu Majaru, cu, mi-aduc aminte, echipă foarte bună. Care, de altfel, au și câștigat cupa în anul acela. Ce se întâmplă? Noi, eu ca și jucător și mai ales ca antrenor, ca jucător vorbeam cu între noi să jucăm toți, lucru pe care acum, deci sincer vă spun, nu prea se mai vede. Protejează jucătorii, că îi odihnește, că îi face, că nu sunt, ce e asta? E un meci de Cupa României, trebuie să fie, rămână unul dintre cele mai importante jocuri din an. Și de asta, noi jucam Cupa și profitam de lucrul acesta, că echipele nu prea veneau cu toate, iar noi, v-am spus, ca și antrenor, la fel, eu jucam cu prima echipă, nici nu mă interesa cu cine mai juca după aceea sau cu cine mă jucam după aceea. Și de asta am ajuns să avem și rezultate.
chiar și deci atunci cu asta, după aia i-am eliminat pe 97, i-am eliminat pe FC Național. Tot în 16, da. Da, în 16. Și ne-au scos din competiție Steaua. Care, ce să faci, Steaua e Steaua. După aceea am fost la antrenor la Fortuna Poiana Câmpina, unde la fel, am luat în divizia C, am promovat și am mers în cupă până în 16, unde ne-a eliminat tot așa, i-am scos pe Gloria Buzău și ne-a eliminat în 16 în Dinamo, am jucat pe stadionul Petrolul. Le-am făcut față celor de la Dinamo 90 de minute, pentru că am fost 2-2. Din experiența dumneavoastră, atât ca jucător cât și antrenor, ce a avut mereu aparte special fotbalul prahovean, echipele prahovene, jucătorii de aici? Deci au fost momente când la Câmpina, la Poiana Câmpina, echipa era formată numai din jucători din localitățile, din Câmpina și din localitățile limitrofe. Breaza erau vreo 3, Poiana Câmpina erau 2, erau de prin Provița, la fel, cel mai departe, Băicoi, cel mai departe erau din Ploiești. Deci veneau să crease o stare foarte bună. Și la nivel, se lucra foarte bine și la nivel de juniori, veneau de la juniori tot timpul la echipa mare. Și nu știu, erau multe. Păi, ce să vă spun, că erau Ira Câmpina, erau Electromotor Câmpina, după aceea a mai fost o echipă, nu știu cum se numea, tot în divizia C, Unirea Câmpina, deci erau 3 echipe de Liga 3 în Câmpina doar. În sezonul 84-85 al cupei, AS Mizil din Liga 2 elimina Oltul Scornicești și Bacăul, prim divizionare, oprindu-se de-abia în sferturile de finală, eliminată în prelungiri de Universitatea Craiova. O incursiune specială în fotbalul mizilean facem cu Mihai Afiliu, portarul ascensiunii fotbalului din Mizil și astăzi unul dintre cei mai de succes oameni de afaceri prahoveni, Constantin Galeș, marcator în parcursul de cupă remarcabil al echipei, și Gabriel Cosma, jucător emblematic pentru fotbalul mizilean. În orașul Mizil am venit în aprilie 1982. Am fost în lotul care a făcut fuziune, lotul de divizia C al echipei ICIM Ploiești. Noi eram în divizia C și Mizilul se numea ASA Mizil, în Asociația Sportivă Mizil, care era în județ. În venirea noastră acolo și în fuziunea făcută, automat echipa Mizil a promovat în divizia C. Venind aici în Mizil, mi-aduc aminte primul meci l-am avut cu Chimia Brăila. I-am bătut cu 1-0 pe Chimia Brăila. Ne-am așezat acolo în fața tribunelor, a spectatorilor și ne-am prezentat. Și am ieșit eu, Afiliu Mihai, căsătorit, un copil, 22 de ani am avut când am venit în Mizil. Activitate fotbalistică, cu mine în poartă a intrat Mizilul din județ în divizia C, din divizia C în divizia B. După aceea, când s-a intrat în divizia B, au venit alții portari mai buni decât mine, respectiv Mârzea și cu Haralambie, și am fost al treilea portar și după aceea s-a iscat un post de masări și am devenit masări ale acestei echipe. Mai pe românește, cu mine a început aventura și chiar cu mine s-a terminat, fiind cel mai vechi la echipă ca ultima perioadă ca masă. Ce pot să vă spun, având atâta perioadă stând aici și cunoscând, am avut și fotbaliști de excepție și antrenori de excepție aici. Și ajungând acum la 61 de ani și venind aici la 22 de ani, pot spune că cea mai frumoasă perioadă a vieții mele, cu toate că acum sunt om de afaceri cu activitate destul de laborioasă, cea mai frumoasă activitate a mea a fost aceea când am fost fotbalist și după aceea masor al echipei Steaua Mizil. Și pentru mine este o mare mândrie că am putut să stau lângă acești mari antrenori și în acești mari jucători și cunoscându-i și fiind prieten cu ei. O mare mândrie pentru mine. Aveam o echipă foarte închegată, numai valori. Inclusiv și eu. Era juca Greaca, era Cozare, Cojocaru, Haralambie. În sfârșit, erau jucători de valoare care jucam în Liga 2, dar puteam să jucăm și în Liga 1, la ce valori de jucători erau.
Bine, poate era și ambiția și dăruirea la noi să ajungem mai departe. Și una peste alta ne-am îndeplinit țelul, adică jucând cu echipe bune de Liga I-a. Și la Craiova eu țin minte că am intrat în minutul 68. L-am executat pe domnul Irimescu, că na, unu-i galegol la mizil. L-am făcut de comandă, am centrat și a dat gol cu capul. S-a făcut 1-1, practic. 1-1, da. S-a intrat în prelungiri? Am intrat în prelungiri, am avut, a dat gol Goia. Goia cu capul, dar a scos-o un metru din... Am avut gol valabil, mingea a intrat un metru în aia, e filmare. E filmare de la meci. Dar asta a fost să fie. În 86, în vară, am poposit aici la mizil. Fiind jucătorul Steaua, făcând junioratul la Steaua și campion cu Trei Speranțe, având nevoie de jucători tineri și fiind o pepinieră mai azi din 86, când Danilescu se ocupa aici de echipă și cu domnul Nisu Florea, au fost o opțiune, jucând la Câmpul Lung, Mușel, 6 luni de zile, după aceea au fost o opțiune pentru mizil. În acea perioadă, fiind la Steaua, foarte greu să putea juca în echipa mare a lui Steaua, dar am și fost trimis de către comandantul de la Steaua aici, pentru că era o linie de mijloc cu Stoica, cu Majaru, cu... Vă dați seama, era echipa de aur care a fost la Steaua, eu fiind mai tânăr și aici, pentru câteva un an, doi, să joc aici. Și acel un an, doi s-a transformat în vreo 10 ani. Ați simțit că erau diferite partidele de Cupa României față de cele de campionat? Era o atmosferă specială pe stadion sau în comunitate? Că am jucat cu Brăila aici, ne-a bătut Brăila cu 1-0. Ei aveau echipă bună de divizia, noi eram în divizia B. Și a fost lume, jucam pe martie, am jucat într-un apă și știu că am ținut că era pe martie și am fost o fază în care am greșit și eu și cu Fruia Central Dicu, ne-am dus, am atacat amândoi fundași, chiar în partea asta, acolo amândoi, a dat centrare și a dat gol și mi-a dat părut că n-am dus amândoi, ne-am repezit cum ar veni. Și a scăpat și au dat gol și a bătut cu 1-0, deși jucasem destul de bine și atunci. Și echipa aia aveam echipă destul tânără, era destul de... Și lumea venea la meci, v-am spus, deci era și atmosfera de cupă. Aventura cupei în Prahova se oprește la Breaza, unde primește trofeul Marius Vișan, jucător de reper pentru localitate, inclusiv în Cupa României, azi conducător al fotbalului de aici. Am fost prezent la ambele jocuri, am fost prezent în teren. Sunt două jocuri de referință pentru noi, la cel mai înalt nivel. Cu Gloria Buzău am fost la fel eliminați foarte greu și golul s-a înscris undeva târziu, 1-0 am pierdut. Referitor la jocul cu Oțelul Galați, a coincis și cu ziua orașului și a fost o nebunie totală atunci la joc. Au fost în jur de 3.500-4.000 de spectatori. Pe atunci Petre Grigoraș, antrenor, a rămas uimit de ce s-a întâmplat la acel joc. În acel joc am și condus 1-0. Am fost apoi egalați și golul victoriei Oțelului Galați a fost tot așa în minutul 88-89. Oțelul Galați care sâmbătă a jucat cu Steaua București și a învins-o cu 1-0. Atunci Steaua a implicat în lupta pentru titlu. Breaza s-a axat în toată activitatea, în fotbalul profesionist, cât în cei 11 ani și pe Cupa României. Întotdeauna noi am avut obiectiv. Ne-a plăcut să aducem echipe de tradiție. Au mai trecut pe aici Concordia Chiajna, Petrolul Ploiești, de fiecare dată Poiana Câmpina, care era o echipă stabilă la nivelul Ligii a doua. Întotdeauna am avut aceste obiective impuse de noi, de vestiar, de jucători, pentru că întotdeauna ne-am dorit să aducem echipe ca și comunitatea noastră să le vadă și să creăm niște evenimente frumoase.